Ioana Dumitrache este o tânără care iubește să fie femeie, care învață zi de zi să se accepte și să se iubească și care are ca menire să ajute și alte femei să treacă prin proces, să se descopere, să trăiască autentic, să se iubească mai mult și să trăiască frumos. Asta mi-a răspuns invitata mea la podcastul La Psiholog atunci când am întrebat-o cine este de fapt Ioana Dumitrache. Eu o știu pe Ioana ca jurnalist de reviste Glossy, beauty blogger, make-up artist, speaker TEDx și antreprenor pentru femeile cu forme. Ioana, ce mă bucur că ți-ai făcut timp să ne vedem în seara asta și mă bucur că ești deschisă să vorbim despre lucruri așa mai profunde. Îți mulțumesc tare mult, Bianca, și chiar a fost o mare bucurie să ne reîntâlnim. Exact, păi nu știu, cred că acum o săptămână ne-am reîntâlnit, am vorbit așa lucruri din astea de suflet, de corazon și mi-a venit ideea, oare nu vrei să vii să, nu știu, să vorbești? Chiar îmi face mare plăcere și abia aștept să începem discuția. Vreau să ne ducem așa cu atenția, ca primă temă a discuției noastre, ideea asta de kilograme în plus și cu ce suferințe la pachet au venit aceste kilograme în viața ta. Tu te-ai expus cu călătoria ta de a scăpa de aceste kilograme, te-ai vulnerabilizat în mediul online și nu numai, adică ai fost peste tot, ai povestit despre asta. Spune-mi, când a început călătoria asta și de ce ai făcut-o publică? Uite, Bianca, acum că mi-amintesc, noi ne știm cam de când am început eu să mă îngraș mult. Mult. 2013-2014, fix atunci a fost perioada în care mi-am atins cumva apogeul. Mă uitam la poze și în 2013 încă mai eram bine și după aceea în 2014 și 2015 s-a întâmplat ceva. S-a întâmplat ceva, dar nici nu-mi dau seama. Stau așa un pic și scormonesc. Eu deja existam în online de foarte mulți ani și când am hotărât să pornesc eu în această călătorie pe care am denumit-o My Body Journey, dar, cum să zic, a fost o chestie... Subconștientul meu mi-a zis că e o călătorie, dar eu nu eram conștientă atunci. Mi se pare... Foarte frumos acum, superb chiar, că i-am zis My Body Journey și mi-am dat seama ani mai târziu că de fapt este o călătorie care va dura toată viața. Și m-am expus, am hotărât să documentez totul pe blogul meu, să țin un jurnal prin care eu îmi schimb stilul de viață și mă eliberez de kilograme în plus. Pentru că oricum oamenii deja mă cunoșteau, nu era ca și cum pot să apar peste câțiva ani slabă și să neg că eu aș fi fost supraponderală. Vreodată. Nu. Exact, nu. Și m-a ajutat lucrul ăsta să accept și să devin mai asumată. Să accepți ce? Că aia este situația. Au fost momente în care ai negat-o? Să știi că, da, nu eram cumva conștientă de magnitudine. Cred că mulți oameni care au probleme cu greutatea se vor regăsi în ceea ce spun eu. Ajungi la un moment dat să trăiești din inerție. Credeam că este o normalitate să gâfâi dacă urc câteva scări, să mă doară genunchii, să-mi fie greu să mă plec, să mă leg la șireturi sau să fac oricare alte activități. Pur și simplu ajunsesem să cred că aia e normalitatea. Tu având 20 și ceva de ani. Exact. Și după ce am slăbit acele 40 și ceva de kilograme în aproape 2 ani și am văzut cum este să fie altfel, am început să mă conectez foarte puternic la corpul meu și am realizat cât de deconectată eram de fapt. Eu am început să mă îngraș când am intrat la pubertate și cumva a fost ținută în niște parametri, n-aș putea spune normali, dar era o situație gestionabilă. Boom-ul a fost atunci. 2013-2014. Da, și am dus-o până în 2015. Am înțeles. Cum a fost să... Ai spus că te-a ajutat să accepți. Cu ce a venit la pachet faptul că te-ai expus? A venit cu multă spaimă. Așa. Dar și cu multă susținere. Este foarte interesant, ca să zic așa, dacă analizăm un pic procesul. Că pe de o parte, eu sunt o femeie care nici acum nu sunt normă ponderală. Dar cu toate astea eu promovez un stil de viață sănătos,
activ, spun cât de important este să scapi chiar și de câteva kilograme, dacă nu poți, de toate kilogramele care îți îngreunează corpul. Și cu toate astea, sunt foarte mulți oameni care judecă așa, cum să zic eu, foarte superficial și zic, tu promovezi obezitatea. Dar oprește-te din mâncat. Dar pune-ți lacăt la gură. Dar mai lasă șaorma. Știi, chestii de genul ăsta pe care le-am auzit în trecut, le aud în prezent și cu siguranță le voi auzi și în viitor. Și n-are nicio legătură cu asta. Afecțiunea de care sufăr eu și nu știu dacă am mai apucat să zic chestia asta, dar mama când a văzut că eu și fratele meu ne îngrășăm, ne-a dus de mici la endocrinolog, la Parhon. Eu nu prea mai amintesc chestiile astea, că aveam 10, 11, 12, 13 ani. Și în urma analizelor a ieșit așa o dereglare la mine, la fratele meu nu a ieșit. La el i-a zis doctorul, el este mâncăcios, ceea ce așa și este, dar la ea este o dereglare hormonală. Și m-a băgat pe tratament pentru tiroidă. Și când mama a văzut că, na, mă îngraș în continuare și începe să-mi apară păr prin locuri unde n-ar fi trebuit și că se întâmplă niște schimbări și mai mari hormonale, mi-a oprit tratamentul. Peste câțiva ani am încercat iar cu un alt medic, tot așa, eram adolescentă. Și la fel mi-a dat un tratament nepotrivit. Abia în 2009... Deci aveam 21 de ani aproape, un endocrinolog mai citit, mai deștept, mai plimbat pe la vreun congres ceva, a zis, tu suferi de sindromul ovarelor polichistice. Și eram la modul de, eu știu că am ovare polichistice și a zis, nu, sunt două lucruri total diferite. Una este să ai chisturi pe ovare, una este să ai sindromul ovarelor polichistice. E, la vremea respectivă se știa doar atât, că afectează sistemul reproducător feminin, că nu ai menstruație sau ai dureri foarte mari, că te îngrași și că îți poate da pilozitate. Atât se știa despre asta. Nu existau medicamente, tratamente, protocoale. E, mulți ani mai târziu, chestia asta se studiază, există o cazuistică mult mai mare și, într-adevăr, s-a descoperit că sunt atâtea simptome. De la insomnii, de la oboseală cronică. Știi ce înseamnă în mijlocul zilei, la 4-5 să pici și să cazi anesteziată de oboseală? Și să nu înțelegi de ce. Că dormisei cu o seară înainte sau poate, cum ai zis, dacă ai avut insomnii, poate că nu dormisei. Exact. Să, inclusiv treaba asta, să mănânci și peste o oră să ți se facă foame. Eu fiind în stilul ăsta de viață sănătos prin care m-am educat, nu doar să mănânc micul dejun, ci să știu să-mi pun în farfurie și proteine, și fibre, și grăsimi. Deci știam să-mi creez o masă echilibrată pentru că acela este combustibilul pentru următoarele ore și știam ce am în farfurie trebuie să mă țină 4-5 ore, să-mi ofere energie 4-5 ore și când vedeam că mă apucă foamea după o oră, pur și simplu mă alarmam și ziceam, păi da, de ce mi-e foame? Și zic, hai să mă duc să beau apă, că știu că uneori confund, nu este, îți este foame. Și abia acum sunt medici care ies în față și spun, da, de la dereglarea asta de leptină, de la rezistența la insulină, poți să ai aceste simptome. Sau pofta de dulce, ai experimentat să mănânci și să ai pofta de dulce după masă? Eu sunt oricum o mare iubitoare de dulce. Nu este normal. Păcat. Da. Și eu la fel. Ce să zic? Și mie îmi plac foarte tare dulciurile. Nu este normal. Este dată tot de rezistența la insulină. Sunt o grămadă de simptome acum care sunt asociate cu această afecțiune și există protocoale și tot felul de lucruri pe care le poți face ca să îți îmbunătățești, pentru că nu este ceva de care te vindeci. Și oamenii zic, mai lasă șaormă. Ok, cum a fost asta? Cum a fost de fapt să nu te simți acceptată pentru că nu te încadrezi în niște standarde? Și tu spui că povestea asta a ta de fapt a început în adolescență. Cum ai trecut tu prin adolescență, Ioana, având genul ăsta de societate care se uită la niște standarde și tu fiind cu niște kilograme în plus? Cum a fost pentru adolescenta din tine? Greu. Dar și mai bine. Este foarte interesant pentru că părinții mei nu m-au criticat niciodată,
mama mi-a zis întotdeauna cât sunt de minunată și că pot să fac orice, ceea ce a contat foarte mult. Am avut în jurul meu, prietenii mei mă acceptau așa cum sunt, dar în afara ecosistemului meu, ca să zic așa, în afara grupurilor mele, m-am simțit întotdeauna neadecvată. Că este ceva în neregulă cu mine, că nu mă potrivesc în peisaj, că nu este locul meu acolo sau poate că nu sunt suficient de bună. Și cred că toți oamenii care au probleme cu kilogramele în plus experimentează acest sentiment că nu sunt suficient de bună, că sunt neadecvată, că este ceva în neregulă cu mine. Îmi imaginez că nu a fost deloc ușor și îmi imaginez sentimentul ăsta de a nu fi adecvată, că ți-a erodat cumva și stima de sine, pe care chiar dacă ai avut-o bine crescută, să zic așa, de acasă, din familie, când te lovești de genul ăsta de remarci și de atitudini și de critici, îmi imaginez că a avut de suferit. Ce a fost mai greu, Ioana, să te apuci să faci sport, să ții disciplina asta oarecum draconică, să-ți măsori, nu măsori, să-ți calculezi foarte mi-am mult? Mi-am cântărit. Eu știu acum să-ți spun câte grame și câte calorii au 5 roșii Sherry, doar văzându-le. Știu că ai postat foarte mult în online ceea ce mâncai și era genul ăsta de, aveai genul ăsta de content. Asta vreau să întreb. Ce a fost mai greu? Să menții chestia asta, care îmi imaginez că este foarte greu de făcut, îți trebuie o disciplină și o voință de fier, să te vulnerabilizezi, cum să zic, expunându-te, sau cumva să accepți, că tu ai spus că asta te-a ajutat la acceptare, să accepți că ești diferită de standardul, să zicem, impus de societate. Ce a fost cel mai greu? Cel mai greu, da. Toate au fost foarte grele, vrei să fac un top? Este foarte greu să ai acea disciplină și acea constanță. Te apucă odată motivația, dar nu te ține mult. Da. Nu motivația și nu voința te țin antrenați într-un proces pe termen lung, ci disciplina. Și procesul meu a început acum 8 ani și jumătate. Deci pot să spun că am disciplină, dar nu mai este același context. Pentru că acum 8 ani și jumătate eram doar Ioana Dumitrache, un freelancer care făceam make-up, făceam conținut pe internet, țineam workshop-uri, îmi alegeam, îmi făceam programul absolut cum vreau eu și participam doar în proiectele în care voiam eu, iar eu mi-am dedicat și am hotărât că rămân în acest proces și principalul meu job era să mă ocup de slăbit, de gătit, îmi găteam în fiecare zi, îmi făceam cumpărăturile, adică asta era preocuparea mea. Ai făcut din asta o prioritate? Nu exista, de acolo plecam. Aia era prioritatea mea numărul unu și stilul de viață și vârsta, evident, susțineau proiectul ăsta. Eu am refuzat un job foarte mișto la Paris pentru că abia intrasem de cred că 6-9 luni în procesul ăsta și am zis că nu, că dacă plec, nu duc la capăt proiectul ăsta. Nu regret, adică nu regret alegerea făcută, dar am văzut și unde a ajuns colega mea care s-a dus în locul meu și ar fi fost o oportunitate foarte frumoasă. Dar îmi place și ce am experimentat aici. Este greu să fii disciplinat. Da. Este foarte greu să te vulnerabilizezi. Eu nu am fost atât de asumată și atât de vulnerabilă de la început. Toate lucrurile astea au venit gradual, cumva. Și a ajutat foarte mult susținerea oamenilor în online. Foarte mult. Mă țineam acolo concentrată. Dar, pe de altă parte, și când primeam niște critici, dădeau un pic de pământ cu mine. Și asta te afectau? Adică ți distrugeau cumva echilibru pe care ți-l creasei prin susținere și prin disciplina pe care o aveai? Cred că mi-au adâncit mai tare rana de nedreptate. Și cred că foarte multe persoane cu kilograme în plus
au această rană. Pentru că tu în sinea ta știi că ești un om bun, valoros, știi că ai realizat niște lucruri, știi că oamenii te apreciază, știi că ești frumos la exterior, dar cu toate astea, pentru că, cum să zic, scorezi undeva mai puțin, parcă se anulează. Să știi toate ce celelalte și cumva ceea ce este, să zicem, lipsă la tine devine să se identifice cu, adică te identifică, da, exact, cu acel lucru. Exact. Și le uită pe celelalte sau nu mai contează celelalte. Asta simțeam și de asta mă simțeam super nedreptățită. Știu că faci terapie. De când ai început să faci terapie și cum te-a ajutat asta? Dacă a ajutat și asta în procesul ăsta de 8 ani și jumătate. Să știi că a ajutat foarte mult. Fac terapie din 2019. Wow. Și am ajuns la terapie într-un moment mai critic al vieții mele și discutând și studiind mai mult subiectul, cred că toate femeile, pentru că foarte multe femei din jurul meu au avut parte în viață de o relație narcisică cu un narcisist. Și în urma unei relații cu un bărbat narcisist, am ajuns la terapeut. În cea mai bună perioadă a vieții mele, Bianca, eram în cea mai frumoasă formă a mea, foarte puternică, extraordinar, aveam o forță extraordinară. Adică antrenamentele mele ajunseseră la un nivel foarte înalt și totul mergea bine, aveam succes. Aveam bani, adică aveam tot ce-mi trebuie, dar ajunsesem să plâng, să am atacuri de panică, așa am aflat cum se simte anxietatea, pentru că eu până la vârsta aia nu mă uitam la clipuri, citeam documentare, dar nu înțelegeam ce înseamnă asta. Cum adică să te apuci așa panica din senin, ce e asta? Mai ales că eu sunt o destul de rațională, sunt o persoană destul de pragmatică. Și plângeam că sunt o ratată și că nu am ce mânca cu foarte mulți bani în cont. Asta pentru că în relația ta ți se spunea asta sau nu erai văzută așa cum... Pentru că m-a făcut să mă simt că nu sunt suficient de bună pentru el și că nu sunt suficient de bună în general. Este foarte interesant cum am lucrat din 2015 până în 2018 să-mi cresc stima de sine și am cultivat iubirea de sine într-un mod foarte profund și autentic și în câteva luni a venit o persoană care a reușit să șteargă pe jos cu tot ceea ce eu construisem în mine și să îmi știrbească toată stima de sine. Nu aveam încredere în mine, adică pe mine m-a apucat acum râsul când mă gândesc că eu plângeam și ziceam că eu sunt o ratată și că eu nu o să am ce mânca. Ce o să fac? Unde o să trăiesc? Eu cu casa mea, adică nu... La o vârstă foarte tânără. Da, la o vârstă foarte tânără. Și ai mers la terapie. Și am mers la terapie. Să capeți un sprijin, o ghidare în a înțelege de ce s-a întâmplat asta? Și cum să gestionez, mi-a făcut foarte bine. La început am mers de 2 ori pe săptămână și abia așteptam. Am avut norocul să întâlnesc o terapeută extraordinară, cu o experiență foarte mare și nu doar în domeniul ăsta, pentru că după aceea am abordat teme pe cum time management și business și a fost o călătorie foarte faină, pentru că în anul acela, cum să zic, am ieșit din criză destul de repede, chiar dacă nu ești vindecat, adică îți trebuie o perioadă îndelungată. Și acum mai am momente de furie pentru ceva ce s-a întâmplat în 2018, când mai am așa flash-uri și zic, nu-mi vine să cred că eu m-am comportat așa. Dar 2019, că am luat-o de la început, am început anul super, super prost, plângând în mașină și super speriată, a fost un an foarte bun pentru mine, pentru că eu din 2017 voiam să-mi fac operația de abdominoplastie, dar nu aveam curaj. Voiam să-mi schimb mașina pentru că știam că aveam bani în cont, dar nu făceam pasul pentru că ghișce eram o ratată și n-aveam ce mânca și eu mi-am cumpărat mașina cu banii jos. La cât? 20, 30 de ani? A doua mașină, nu prima.
Deci am cumpărat mașina, a venit pe 1 martie, în aprilie am făcut operația de abdominoplastie, în mai am lansat colecția de haine plus size cu o mare fabrică din România, în iulie mi-am lansat colecția de pantofi, adică a fost un an așa. Și tu, în paralel, mergeai la terapie să-ți crești încrederea în sine, distrusă de acest bărbat narcisic. Da. Pentru că ți se părea că ești ratată, deși toate aceste realizări veneau pe bandă rulantă. Da, să știi că este foarte interesant că mi-am revenit repede, dar cred că mă ajutau foarte mult toate evenimentele astea care nu că se întâmplau în viața mea, că eu le făceam să se Evident. întâmple, pentru că vindecarea nu a durat o lună, două, vindecarea a durat câțiva ani. Chiar ți-am zis, și acum mai am așa mai mi-amintesc niște frânturi, niște întâmplări, un comportament de-al meu, o reacție de-a lui și încă se naște așa un pic de furie. Câți ani ați fost? Cât timp ați fost Foarte împreună? puțin, 3 luni de miere și 3 luni de distrugere. Wow, deci 6 luni, sau hai să zicem, în 3 luni, cum ai zis, toată ce câștigasei tu, să zicem, în 3 ani, pe Da. partea asta de stimă de sine. Da, fix așa. Eu sunt un om care acționează foarte rapid. Eu sunt un doer și faptul că eu am mai stat încă 3 ani pentru mine, încă 3 luni pentru mine este o dilemă și acum, pentru că eu dacă simt că nu mi-e bine, eu în general acționez Nu stai destul acolo de unde nu-ți rapid. place. Da. Dar de ce crezi că s-a întâmplat asta? De ce crezi că ai rămas încă 3 luni? De ce crezi că ai ales omul ăsta? Și de ce i-ai dat atâta putere și i-ai dat voie să măture și să șteargă ceea ce crease și construisei tu? Eu l-am chemat, eu l-am atras. Chiar știu că l-am. Adică m-am concentrat pe niște lucruri, m-am concentrat fix pe a-mi face ce dă bine în societate. Ah, i-ai făcut un profil, Exact. dar un profil care să cumva care să-i mulțumească pe cei din jur, sau cumva ce credeai tu că dacă mulțumești pe cei din jur, cumva o să fie bun și pentru tine. Da, pentru că tocmai împlineam 30 de ani și eu am zis, gata, vreau o relație, vreau să mă căsătoresc. Vreau un bărbat așa, 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 Și am așa. zis, da, chiar am zis să fie zodia aia, să aibă cam atâți ani, să fi făcut facultatea aia, știi, am zis chestiile astea. Ceva ce le-ar plăcea și părinților oricum, că trebuie cineva care să Să poată fi dus la valideze, mama și la așa. tata, Da, da, știi? da, da. Și să arate și frumos lângă tine și să fie și ceva de capul lui și să aibă și așa un pic de funcție sau măcar ceva, știi, să dea bine. Deci era fix ce trebuie. Pentru social media și pentru familie, era fix ce trebuie. Dar nu era de fapt ce-mi trebuie. Da, cumva pe lista asta nu exista și să, nu știu, să mă respecte, să mă susțină, să fie alături de mine cât de mult poate, să, nu știu, să avem o relație sănătoasă, să. Adică Nu, astea nu erau. nu erau, nu mă, nu Erau mă, numai astea așa de. exact, nu mă gândisem deloc la ce are nevoie sufletul meu. Până la relația aceea, îți zic sincer că nu mi-am pus niciodată problema așa. Adică ce vreau eu de la o relație sau ce are sufletul meu nevoie. Da, este. Păi, acum că stăm să discutăm, mi-am dat seama că eu până atunci chiar nu mi-am. Nu mă îndreptam către mine. Adică nu mă îndreptam către interiorul meu, mă îndreptam doar către ce ar trebui să fac. Aveai cumva o imagine despre cum ar trebui să fii Da. și cumva să bifezi acolo. Și normal, și partenerul tău ar trebui să facă asta. Crezi că are legătură cu faptul că începând din adolescență ai fost privită diferit și n-ai fost cumva acceptată sau te-ai simțit neadecvată și atunci cumva ai vrut foarte mult să fii acceptată nu de bula ta, nu de cercul tău, nu de familia Da. ta, ci de ceilalți. Crezi că are legătură? Da, cred că am vrut să compensez chestia asta cumva. Cred că pur și simplu am vrut să fac și eu o chestie în standarde. Pur și simplu am vrut să just fit in. Știi, nu să ies în evidență, nu, doar să fie, băi, să fie ce trebuie. Măcar acolo să scorez cum trebuie.
Ok, și viața ți-a arătat că poate să fie minunat pe hârtie și să bifeze toate căsuțele astea, dar să nu fie pentru sufletul tău, să nu fie bărbatul de care ai tu nevoie. Da, a fost oribil. Nu mai fac asta niciodată. Da, nu mai fac asta, chiar nu. Ai putea spune că ai trecut printr-o relație toxică? A fost toxică? Cea mai toxică. Dar cum ai reușit să ieși? Pentru că știi foarte bine că atunci când intrăm în relații toxice, ne e al naibii de greu să ieșim de acolo. Pentru că oamenii ăștia, narcisici, mai mult sau mai puțin narcisici, dar în general narcisici, Narcisici. știu cum să... Cum ai spus și tu, cele 3 luni de miere în care ți oferă și zici, Doamne, l-am prins pe Dumnezeu din Dar fix picior cum așa e le bărbatul ziceam, mă ăsta. vedeam cu prietenele mele, le povesteam și stăteam toate și ziceam, Doamne, cât ești de norocoasă! Și ziceam, da, cât sunt de norocoasă! M-aș întoarce în timp și aș lua o pioană la palme. Chiar așa e. Ok, și după aceea când a început omul să-și arate adevărata față, cumva spui că ai avut în tine acele abilități, că ai spus că ești dur și că ai genul ăsta de abilitate unde dacă nu ți-e bine nu rămâi, cu toate să ai rămas 3 luni, ceea ce nu este mult, adică sunt femei care rămân Da, ani rămân și mai fac și anzi. copii și după aia nu mai pleacă pentru că, uite, avem copii și își ratează viața lângă astfel de bărbați care... Pe hârtie dau bine, în societate dau bine, însă acasă este uneori iadul pe pământ. Da, fix. Am rămas și este fix ca la carte, că apoi am citit la cărți despre tipul acesta de oameni, că pot să-mi dau așa un mic doctorat. Și este fix, deci era fix ca în carte relația mea. Îmi dădea așa una foarte caldă, două foarte reci. Îmi spuneam eu, nu că trebuie, o să ne revenim, adică trebuie să ne întoarcem acolo, știi? Adică Când a nu, fost bine. da, exact, nu, creierul meu nu putea înțelege ce s-a întâmplat, de unde, cum să zic, s-au schimbat lucrurile la 180 de grade și nu înțelegea. Ce ai făcut tu de s-a Exact, dar schimbat? ce s-a schimbat? Plus că am mai avut o chestie și de acolo s-a produs ruptura și a fost bine cum s-a întâmplat, chiar dacă în momentul ăla eu am suferit și cumva am cerut-o, am primit-o, dar nu voiam, adică eram cumva încă prinsă. Trebuia să plecăm într-o vacanță. Și mi-a promis că în vacanță ne reconectăm și că tot o să fie iar bine. Și eram în vacanță ca doi colegi de cameră în care în timpul zilei eu făceam snowboarding, el făcea ski, ne mai întâlneam la prânz și seara stăteam cu prietenii și adică era o chestie de asta super dubioasă și nu înțelegeam ce se întâmplă, pentru că așteptam să se întâmple minunea aia. Am rezistat încă o lună și ceva pentru că urma să vină acea vacanță în care se întâmpla minunea. Și știi că ți-am zis că sunt așa dur și că iau. La un moment dat am răbufnit și am pus niște limite, doar că nu prea știam eu atunci foarte bine cu limitele și ce înseamnă. Și a ieșit un mic balaur. Am descoperit că am balaur în mine. Deci tu aveai balaur. Da? Și asta. Furie, dar știi că furia apare când ne sunt limitele încălcate. Încălcate în ultimul. Exact. Și a scos la suprafață o Ioana pe care eu nu o cunoșteam. Nu o cunoșteam și nu o recunoșteam și, cum să zic, n-am mai fost trezită de atunci niciodată. Și atunci a apărut un mare semnal de alarmă. Nu mă mai recunosc, nu știu cine sunt, nu știu ce vrei tu de fapt de la viața mea și de ce mă simt atât de nerespectată. Și gata. Și atunci ai luat decizia. Urlam că nu vreau să-l mai văd niciodată în vacanță. Și culmea este că mi se pare atât de... Mă lăsa să urlu și apoi era așa, venea la mine, tot ok, liniștit. Ca și cum nu se întâmpla nimic, nu-ți invalida practic furia și atitudinea și comportamentul Exact, și ca și... sentimentele, emoțiile. Da, era ca și cum... Cum să zic eu? Existase nimic înainte, nu contam deloc, adică nu. Ai spus că ai învățat așa, ai învățat să pui limite. Cum a fost cu limitele și cu spusul de nu?
Când ai învățat să spui asta și oare de ce n-ai învățat mai devreme? Păi, Ioana dornică să fie acceptată și să se simtă cât mai confortabil în, cum să zic eu, să se încadreze cât mai mult în peisaj, era foarte people pleaser. Foarte simpatică și foarte dornică și dintr-o dată, de fapt nu cred că dintr-o dată, a fost așa puțin câte puțin, am început să mai zic și nu. Dar mă simțeam prost când o făceam. Și te dai explicații? Ca sau te simțeai vinovată? Asta e, că mă simțeam, da, mă simțeam vinovată, că era ca și cum făceam eu ceva greșit. Până am înțeles, băi, dar nu sunt eu responsabilă de cum te simți tu, pentru că tu vrei să faci ceva ce mie îmi încalcă o limită sau care poate mă face să mă, să nu mă simt bine. Vezi ce interesant că partea aia din tine care voia să fie acceptată și să fie cumva validată de cei din jur, dar nu cei apropiați, ceilalți, să zicem, următorul rând, partea asta a învățat cumva să se ignore sau să ignore emoțiile și sentimentele și să le bage în seamă pe ale celorlalți, doar poate așa obține acea acceptare. Eu am fost prima care mi-am încălcat limitele. Evident. Deci... evident. Foarte interesant că ai conștientizat asta și că ai putut să vezi că e această nevoie puternică de a fi acceptată și că totuși nevoia asta până la urmă e împotriva ta, adică și comportamentul de a împlini această nevoie de fapt îți este ție nociv. Dar să știi că am mai discutat cu femei, în special mai puțin cu bărbați, care tot așa au probleme cu greutatea și multe au în comun, nu vreau să zic toate, dar bănuiesc. Bănuiesc că toate, dar multe au în comun frica asta de a-și verbaliza nevoile. De a spune mi-aș dori asta sau am nevoie de asta sau chiar și la muncă. Le este frică să ceară ceva, să inițieze ceva ca să nu deranjeze, ca să nu fie observate, ca să nu fie refuzate. Este o frică de respingere, probabil. Da. Pentru că, din păcate, societatea vine cu genul ăsta de comportament pentru persoanele care au câteva kilograme în plus. Vine cu respingere. Și atunci se activează această rană de respingere pe care, pentru a nu o zgârma acolo, încearcă să facă, să nu-și pună nevoile, să nu le comunice, ca să nu deranjeze, ca să nu primească un refuz. Un refuz. Cred că foarte multe persoane, mai ales femei, supraponderale, extraordinare și probabil geniale în domeniile lor, nu au avut ocazia să strălucească și să ajungă acolo sau să-și atingă potențialul maxim, pentru că le-a fost teamă să iasă în față. Am întâlnit și cazuri în care, din contră, pentru a reuși să ieși din turmă și să arăți că ești deosebită, au dat-o în extrema cealaltă și au început să epateze și deja într-un mod care poate are o conotație negativă sau deja nu mai este în favoarea lor. Înțeleg ce zici. Și eu observ lucrurile astea și le înțeleg atât de bine. Știu, pur și simplu cred că simt ceea ce simt ele când observ asta la ceilalți. Pentru că e așa o supracompensare, cumva. Da, este o nevoie de a fi și tu importantă. Și cumva, dacă o împlinești prin felul ăsta de a fi, poate, de a-ți da prea multă importanță sau de a te duce prea în reflectoare într-o modalitate care, cum ai spus și tu, poate nu-ți mai este benefică, dar tot de acolo, din nevoia asta, probabil că vine. Da. Tu mi-ai spus când te-am întrebat cine este Ioana Dumitrache, mi-ai vorbit foarte frumos despre acceptare și blândețe și compasiune și a te iubi pe tine. Și voiam să te întreb, când ți-ai dat tu seama că blândețea și iubirea de sine și compasiunea sunt atât de importante în procesul ăsta al nostru de a ne elibera cumva de
toate mecanismele astea pe care tot noi le-am creat, le-am creat neavând, neavând alternative. Când ți-ai dat seama de importanța lor și cât de mult te-au ajutat și cât de greu le-ai obținut, ca să spun așa? Da, blândețea este o... Mai ales că ești dur și când ești dur, nu prea ești blând cu tine. Păi asta este, că blândețea este o chestie cu care... pe care am reușit să o integrez de curând. Uh-huh. Și cu care dansez. Pentru că să vă tatonați. Exact. Tot în terapie, că în terapie am descoperit... Eram, cum să zic, eram și foarte încărcată, eram și furioasă, aveam atâtea emoții că nici nu știam nici cum să le gestionez, nici cu care să încep. Uh-huh. Și iar oamenii nu prea știu, dacă îi pui să-ți numească 10 emoții, oamenii nu știu să-ți numească 10 emoții. Nu avem această educație emoțională, clar. Iar eu simțeam foarte multe lucruri și nu știam cum să le gestionez. Și terapeuta mea m-a învățat o chestie foarte interesantă pe care eu am luat-o mai întâi inginerește. Știi, am învățat-o și am început să o aplic și abia apoi am integrat-o și am asimilat-o, dar asta a mers la mine, nu înseamnă că așa o să facă toată lumea. Și a zis, băi, prima oară trebuie să accepti. Zic, ce să accept, că nu pot, eu vreau să ies de aici, nu... Și face, nu, acceptă tot ce ai făcut până acum, că este mecanismul tău și este tot ce ai putut tu să faci ca să te aducă în punctul ăsta, ca să supraviețuiești, ca să gândește-te inclusiv că prin faptul că tu te aranjai tot timpul, te machiai frumos, aveai tot timpul părul făcut frumos, te îmbrăcai cât poți tu de frumos, ăsta era un mecanism prin care tu ai putut să supraviețuiești criticilor și faptului că tu activai în domeniul frumuseții și al modei și nu te încadrai în standard, deci oamenii te criticau. Unii te criticau pe față, unii te criticau pe la spate, dar eu știam lucrurile astea. Da. Și fix asta mi-a zis, băi, acceptă. Acceptă că ai făcut și lucruri bune, că ai făcut și lucruri rele. Acceptă-le, pur și simplu împacă-te cu ele și acceptă-le. Și eram cum să accept așa ceva, adică nu înțelegeam, mi-a luat ceva timp. Apoi mi-a zis să mă iert. Zice, pur și simplu iartă-te. Iartă-o pe fiecare Ioana care a făcut toate lucrurile alea de-a lungul vieții. Iartă-o și pe Ioana care mânca o grămadă de ciocolată până nu mai putea. Iartă-o și pe Ioana care te-a criticat, pentru că eu mă critic foarte mult. Adică, și vocea cred că... critică interioară. Da, acum mă critic un pic mai puțin, ca la modul zic, gata, iar ai luat-o razna, hai taci și dă mai încet volumul. Dar până să ajung aici, am primit critici foarte multe și a zis, păi, iartă-te. Cumva și vocile critice exterioare alimentau vocea asta critică interioară. Dar mi-am dat seama după un episod pe care a avut loc prin 2016-2017 cu niște oameni din online. Nu știu dacă ți-amintești tu episodul care m-a marcat atunci. Nu, te rog să-l povestești. Că de atunci, și am discutat chiar de acum vreo 2-3 luni în terapie chestia asta, că am realizat că din acel punct vocea mea avea fața și chipul acelui om. Mă rog, erau doi, dar unul mă stresa. Dacă până acum vocea aia n-avea chip, nu știam a cui e, de atunci s-a făcut transferul ăsta de identitate și are clar o identitate. Iar eu încă sunt cumva atașată de evenimentul ăla. Sau... Deci înțeleg că cineva a fost mai hater în online împotriva da, ta. Da, foarte, foarte răutăcios, foarte vehement și gratuit. Dar știi că astea sunt, practic, asta spune foarte multe despre omul ăla, nu despre tine. Acum știu, acum nu doi bani, mi-e silă. Da. Pur și simplu îmi provoc, adică corpul meu simte în momentul ăla așa reacționează, da. Dar atunci pe mine m-a afectat foarte tare și atât de tare încât am realizat câțiva ani mai târziu că de fapt eu am atașat o față și o voce, vocii mele critice. I-am atașat fața lui. Dar oare, până la apariția acestui personaj, Ioana, cine a mai fost așa, nu neapărat critic, cât perfecționist în viața ta? Pentru că noi dezvoltăm vocea asta critică interioară atunci când cineva din mediul în care am crescut noi
este perfecționist, îi place să facă lucrurile într-un anumit fel și dacă tu poate le faci diferit, stă așa un pic peste mână și zice, nu așa, uite, trebuie floarea aia să fie pusă un pic invers. Mă rog, înțelegi, variațiuni pe tema asta. A existat cineva în viața ta care să fie astfel? Da, acum când zici, pe mine m-a impactat foarte mult bunica mea, mama mamei mele. Mama zice că am stat o perioadă scurtă acolo, dar mie mi s-a părut că am stat toată copilăria. Și eu îmi amintesc că era foarte dură cu mine în perioada aia. Ce înseamnă dură? Știi, cumva, vezi tu, apropo de bunici, de străbunici, duritatea asta era cumva în mintea lor și în comportamentul ăsta mai dur era doar pentru a educa copilul sau pentru a-i fi mai bine. În niciun caz nu cred că a fost cu intenție. Dar nu, unele chestii mi-au prins bine, dar nu aveam voie să mă ridic de la masă până nu terminam totul din farfurie. Dar asta n-ar fi fost o problemă atât de mare dacă nu-mi stingea lumina și îmi lăsa doar un neon și rămâneam singură în bucătărie până terminam totul. Tu având câți ani? 4 ani, 3, 4, 5 ani. Gândește, adică ghici cine mănâncă acum emoțional ca să scape de singurătate. Am învățat să scriu, să citesc, să socotesc. Înmulțirea, împărțirea până la 5. La 5 ani. Eu când m-am dus la școală, oricum n-aveam ce să fac acolo. Dar de ce? Adică de ce ai fost pusă în situația asta? Că nu cred că te-ai trezit într-o dimineață și ai zis eu vreau să învăț înmulțirea și împărțirea. Nu știu, aveam teme. În fiecare zi n-aveam voie să mă ridic de la masă până nu terminam de scris ce îmi dădea bunica. Mai venea bunicul și mai tu m-a ajutat. 4-5 ani. Da. Wow, știi, asta rezonează în mine cu următorul lucru. Mama mea a fost profesoară de română și de franceză și eu povestesc, am povestit și la celelalte episoade, că eu dacă nu veneam cu 10 acasă, nu, trebuia să fiu singura care luam 10. Dacă mai lua cineva 10, înseamnă că a fost ușor. Și aveam o furie în mine și am mamă, dar ce vrei să le fac? Să-i omor pe aia ca să nu ia și ei 10? Da, nu veni să mă deranjezi, vino să mă deranjezi când ai luat 10, dar doar tu. Și mi-am adus aminte și mi-aduc aminte foarte clar acum că exact când ai spus lucrul ăsta, asta s-a trezit în mine și eu m-am dus în clasa 1 și știam să citesc perfect. Și mă duceau la clasa 4 să mă dea exemplu că ia uite ce știe ea de la clasa 1 să citească perfect. Și mi-am adus aminte cum le-am învățat eu perfect. Pentru că mama se dădea la televizor pe vremea aia, pe vremea lui Ceaușescu, se dădea o fetiță de 3 ani care citea din Eminescu. Și a trebuit să citești. Și o lăuda atât de mult. Și eu, pentru că îmi doream și eu validarea și această atenție a mamei, se pare că am, nu știu dacă m-am împins direct, dar cumva am învățat să citesc. Undeva pe la 3 ani eu citeam la perfecție. Și cumva când m-am dus să-i arăt fericită că uite, știu și eu să citesc ca acea fetiță, mi-a zis, a, dar stai mă, dar ai avea 2 ani, tu ai 3 ani, ești mare. Și cumva a fost, cumva asta este metafora întregii mele, orice realizare aveam era da, cu tărică a făcut mai bine sau. Și mi-am dat seama când ai spus asta, asta s-a trezit în mine, pentru că nu faci de un, adică eu cu siguranță nu m-aș fi dus să învăț dacă nu mi s-ar fi spus direct sau indirect că ce minunat este să citești. Dar eu nu mi-amintesc dacă voiam eu să... Păi eu asta vin să-ți spun, că nu cred că voiai la 4 ani sau 5 voiam ani să colorez, știu că îmi amintesc cele două cărți de colorat, pentru că mie oricum mi-au plăcut culorile de mică, mi-e așa hașură, adică era ceva talent acolo de explorat. Și desenam, coloram mult, asta mi-amintesc, că într-adevăr coloram mult la bunica, dar mi-amintesc și că nu puteam să mă ridic dacă nu îmi făceam temele și mai venea bunicul și scria în locul meu. A fost destul de strictă, m-a învățat multe lucruri care mai târziu m-au ghidat și mi-au dat un comportament foarte elegant, ca să zic așa. Asta este partea bună, dar partea mai puțin bună este că a fost foarte dură, adică asta este amintirea mea din copilărie de atunci. Eu am refuzat să mai dorm pentru că părinții mă lăsau duminica și mă luau vinerea. Deci știu și acum, mi-amintesc cum uitam pe geam printre cei doi plopi, așteptând să o văd pe mama cu sacoșele cum vine să mă ia. Adică că venea direct de la serviciu și cumva venea și tata și era o chestie, de asta mă luau acasă în sfârșit. Iar eu am făcut odată o criză
și m-au luat acasă, n-am mai dormit o noapte de atunci în acea casă. Oare de ce? Nu se mai poate. Iar eu merg la bunica în vizită, dar eu mă încalț, îmi pun încălțările de adult, uh-huh, și doar așa pot face lucrul ăsta. Uh-huh. Copilului nu-i place acolo. Dar vezi că poate și strictețea asta, mesajul pe care îl transmite un părinte sau un bunic dur, strict, autoritar, este că ce faci tu nu e îndeajuns de bun sau tu nu ești îndeajuns de bun. Oare o fi plantat acolo o sămânță care cumva a crescut după aia când, la adolescență, când au venit și ceilalți care au zis că 3 kg, 5 kg în plus nu ești îndeajuns de bună? Cred că toate lucrurile astea, ușor, ușor, da, cumva te-au ghidat. Inclusiv că ziceai tu că dacă a mai luat cineva 10 nu era suficient de bun. Mă duceam la mama, mami, am luat 9, bravo, 10 s-a dat. Mami, am luat 10, bravo, 11 s-a dat. Dar cât a luat Lavinia? Deci și mama a moștenit un pic din, n-aș zice, din dorința asta de perfecțiune, cumva. Da, și mama este... Mama a fost întotdeauna, ea trebuia să știe tot, să fie cea mai bună. Ea era cea mai conștiincioasă din clasă. Uh-huh. Mama cu tata au fost colegi de liceu, de clasă, și mama mereu spune, el știa să facă fără niciun efort, foarte inteligent, eu trebuia să cer, să tocesc cărțile, să scriu, să fac, să dreg. Uh-huh. Aveți tot dintr-o dorință de a fi îndeajuns de bun. De bună, da. Da, e foarte interesant că vezi tu genul ăsta de când ai un rezultat și observi de mic că rezultatul ăla nu e bun așa cum e el. Că da, poate ar fi trebuit un pic mai mult, că poate dacă te-ai fi, cum să zic, chinuit un pic mai mult, dacă ai fi învățat un pic mai mult, pentru că noi ne dorim foarte mult, noi avem 3 nevoi foarte importante. De când suntem mici, dacă nu le împlinim, cumva rămânem cu ele toată viața. Este nevoia asta de siguranță, nevoia de a fi alinat și nevoia de a fi important, de a fi văzuți. Văzuți în sensul de așa cum sunt eu. Copiii de-aia fac tantrumuri la 2-3 ani. Pentru că ei spun, inconștient, evident, mesajul este, ia să văd, mă iubești când sunt rău, când sunt furios, când arunc cu toate, când mă dau cu fundulețul de pământ? Pentru că noi asta avem nevoie. Sufletul nostru de copil are nevoie să fie acceptat exact așa cum este el. Nu cu un pic de, ai luat 9, dar poate ar fi mers 10, sau la mine, a, dacă nu e 10, cumva nu existi. Dacă nu ești singura care e la 10, cumva nu existi. Și asta poate dezvolta în noi, cum să zic, o latură de perfecționist, plus această voce critică interioară, care... Introiecția, păi sunt foarte strâns legate, da, pentru că de aia ne dorim să fim perfecționi, să fim perfecți, ca să fim acceptați. Că uite cum suntem așa, nu a fost chiar ce își doreau ei. Adică puteam un pic mai mult. Încă un pic așa puteam. Da. Și asta, mesajul, chiar dacă, cum spuneam, poate că ei nu și-au dorit, în niciun caz nu și-au dorit. Nu. Pur și simplu ei au vrut să mă nemotiveze sau să... nu știu, să scoată oameni, nu știu cum să zic, cu carte din noi. Poate că uneori mesajul ăsta ne-a crescut această voce interioară și ne-a făcut să o păstrăm în noi și să ne judecăm singuri de multe ori. Eu sunt prima care se judecă. Eu dacă scot o rochie nouă când lucrez la un tipar, iese prototipul, probez, îi găsesc toate minusurile, le rezolv, prototipul 2 și scot produsul final de care, unde am rezolvat toate hibele. Da, dar dacă vede nu știu ce și nu știu ce și deja... Deci nu e bulina stângă pe bulina dreaptă, perfectă. Da. Și cum faci cu blândețea în astfel de momente? Cum crești vocea blândă către tine și cum o scazi pe aia critică? Cum spui, mă, Ioana, e ok și așa, chiar dacă nu e perfectă, ești ok și așa. E minunată rochia asta, chiar dacă nu e... Uite, m-a ajutat așa ca exercițiu strict pe partea asta cu rochia să observ reacțiile celor din jur și să văd că sunt total diferite de ce îmi spunea mie vocea critică. Cred că cel mai recent și cel mai mare exercițiu de blândețe, că de asta zic că dansăm și exersăm și este o chestie destul de recentă, chiar dacă lucrez de ani de zile,
a fost chiar anul acesta, când, după ce am slăbit acele multe kilograme, m-am menținut mulți ani și am luat multe kilograme. Anul acesta? Cam anul acesta a fost. Am mai luat așa în pandemie 2-3, uh-huh. următorul an 2-3, adică, uh-huh. știi, gestionabil. Din 40 și 2-3 cu 2-3 nu e chiar atât de mult. Dar anul acesta, de prin, cred că de prin decembrie până prin mai, iunie, am luat vreo 12 kilograme. Uh-huh. A fost și o chestie de asta super brusc. Am operit, am întrerupt și un tratament hormonal și s-au întâmplat multe lucruri. Am decis că îmi cumpăr o casă, am cumpărat o casă, am muncit non-stop, efectiv în luna martie am avut doar 3 zile libere. Mm-hmm. Au fost vreo 15 luni în care am muncit non-stop. Nu dorm bine de ani de zile, mm-hmm. oare de ce? Am insomnii. Și a fost așa un cumul de factori, nu m-am mai ținut de sport așa cum ar fi trebuit, n-am mai avut timp să îngătesc. Mm-hmm. Am ajuns... Anul acesta n-am ajuns niciodată la salon să mă pensez. Eu care făceam o prioritate din a merge la coafor, la tratamente cosmetice, eu, adică era plăcerea mea. Anul ăsta nu m-am pensat niciodată la salon și mi-am făcut acum câteva săptămâni primul tratament facial pe anul ăsta. Deci clar eu am căzut pe locul 1001. Și a fost un an destul de greu, dar cel mai mult mă frământa și mă necăjeam pe partea asta cu îngrășatul. Și simțeam că mi-a scăpat cumva situația de sub control și chiar mi-am zis, băi, nu se poate, deci nu se poate, adică eram... Și atunci am luat-o și am zis, ok, hai să lăsăm lucrurile, sunt așa cum sunt, hai să vedem ce putem să facem. Uite, pe de altă parte ai realizat asta, ai realizat asta, ai realizat asta, ai realizat asta, adică foarte multe realizări, nu zic nu. Acum crezi că poți să o lași mai moale pe partea cu munca și că te-ai mai liniștit cu casa, te apropii de final și să poți din nou să reîncepi să mergi la sport, să te duci mai devreme acasă, să nu mai comanzi Glovo, să nu mai mănânci în mașină la volan. Adică eu râdeam că mănânc în oraș pentru că eu mâncam efectiv în mașină. Înțeleg. Și am început să prioritizez chestii și asta a fost un foarte mare exercițiu de blândețe, să nu mai mă cert că din alea 40 ceva de kilograme slăbite ajunsesem să iau aproape 20 înapoi. Și să înțelegi că le-ai luat pentru că ai, atenția ta și efortul tău au fost în altă parte. Exact. Asta este foarte important, să putem să creștem vocea asta de blândețe până să ajungă să fie cumva, să ajungem noi să fim fanul nostru numărul 1 și să fim cel care este persoana care e cea mai blândă cu noi. Ca să putem să reducem vocea aia critică interioară cât mai mult și cumva dialogul ăsta pe care tu îl faci este un instrument terapeutic foarte valoros și foarte eficient. Să poți să stai tu cu tine din părțile Ioana care... antreprenorul care a fost foarte implicată în business și Ioana care mai de mult fusese mai implicată în sport și în slăbire și cumva și să aduci părțile astea împreună și să nu mai fie în conflict, ci în acceptare și în blândețe una față de cealaltă. Să știi, chiar aseară am făcut o chestie și mi s-a părut foarte fain. Astăzi am avut timp abia să mă gândesc la ea și am conștientizat-o. Era deja spre ora 8, mă apropiam de ora 8, eram încă la birou și prelucram niște comenzi, procesam niște comenzi și la un moment dat am zis, știi ceva? Oricum nu vine curierul în momentul ăsta, oricum nu se întâmplă nimic, chiar poți să le lași așa și să le reiei mâine. Și pur și simplu am închis laptopul, m-am ridicat și am plecat. Și cum a fost asta pentru tine? Să-ți dai voie să faci asta, în primul rând. Eram și foarte obosită. Ți-am zis, până astăzi eu nu m-am gândit deloc la treaba asta. Și astăzi, abia când am fost un pic liberă în mașină, eu cu mine, am zis, păi ce tare, am închis eu aseară laptopul și am plecat. Și uite că nu s-a întâmplat nimic.
Vezi tu, asta este cumva o capcană pentru antreprenori, pentru că tu te faci, ești antreprenor în ideea de a-ți gestiona și de a face tu cum știi, să nu ai un șef care să dicteze niște ore de program și câteodată, dacă ești prea dur și vocea aia critică este prea puternică și vrei ca lucrurile să fie prea perfecte și spun în mod special prea perfecte, pentru că nu există ceva, ajungi să devii cumva, să muncești mult mai mult antreprenor fiind, când de fapt tu ai libertatea să faci ceea ce ai făcut aseară. Și cu cât vei face mai mult lucrul ăsta, cu atât îți va fi mai bine. Eu lucrez cu foarte mulți antreprenori și cumva în foarte mulți dintre ei găsesc ceea ce spui tu acum, anume că nu-și dau voie să se oprească, deși ei sunt șefii lor și cumva, ok, pierzi 2 comenzi, 5 comenzi, 7 comenzi, nici măcar nu le pierzi. Nu le pierzi, că sunt acolo. Dar tu trebuie să fii bifat totul ca să poți să te duci să te relaxezi, să te liniștești, exact, să te culci. Pentru că dacă nu ai bifat totul, nu ai mintea relaxată. Este cumva antagonic. Eu nu m-am făcut antreprenor ca să fiu propriul meu șef, pentru că eu n-am fost niciodată angajată. Propriu-zis. Cumva sunt conștientă că eu îmi gestionez timpul cum vreau și că nu sunt angajată nimănui, dar uitându-mă în spate tot ce am făcut, eu sunt angajată a clienților mei, eu sunt angajată a furnizorilor mei. Știi, vine 25 când noi trebuie să facem plățile către ANAF în fiecare lună. Și mi-am dat seama că, ok, nu sunt angajată unei companii, să zic, dar sunt angajată a multor altor oameni. Exact. Și cumva... aici e un pic de lucrat, astfel încât să, nu știu, să nu muncești prea mult și să nu te duci prea mult în... pentru că există burnout, există, uite, defocusare deconectare de corp și defocusare de la ce ai spus tu că multă vreme a fost prioritatea ta principală. Da, chiar am trecut prin burnout în anii ăștia de antreprenoriat, adică eu nu am intuit ce urmează. Eu am vrut să fac haine. Eu am vrut să fac haine frumoase, cum îmi doream eu, să am eu haine, să mă îmbrac cum îmi doresc, asta am vrut să fac. A venit cu un business la pachet. Asta voiam să te întreb, tu ai făcut foarte multe lucruri, ai fost primul beauty blogger care a fost plătit pentru un material, ai avut speech la TEDx, ai făcut atâtea cursuri de machiaj. Ai fost jurnalist la reviste glossy, câte și mai câte nu ai făcut. Cum este antreprenoriatul în comparație cu toate lucrurile astea pe care le-ai făcut? Eu am făcut tot ce m-a pasionat și am descoperit de curând, când am descoperit human design și tipologia mea de manifesting generator, că eu sunt pasionată de multe lucruri, că pot să fac mai multe lucruri în același timp și că, în general, mă duc spre ce mă aprinde cel mai tare. Și eu asta am făcut de la început. Am început cu un blog în facultate, mi-am dat seama că îmi place foarte tare treaba asta și am zis, măi, eu trebuie să fac cumva să fac bani din asta, că mie asta îmi place să fac. De asta am fost primul beauty blogger plătit din România, că eu n-am vrut să fac altceva, mi-am dat seama că asta îmi place și na, se termina facultatea, se termina bursa. Se termina bursa privată, că activam și într-un ONG și aveam și o bursă privată. Se terminau banii de la părinți și mai aveam încă o sursă de venit dintr-o chirie. Eu aveam foarte mulți bani pe mână în facultate, mai ales că stăteam cu mama și cu tata, nu plăteam nimic în casă, aveam mâncare. Și știam că se vor termina și că trebuie să fac niște bani. Așa am ajuns, de fapt. Apoi m-a pasionat frumusețea, machiajul. Eu pictam când eram mică, adică machiajul pentru mine a fost cumva o extensie a picturii. Și mi s-a părut absolut fabulos că oamenii au vrut să mă plătească pentru asta. Adică la început, când a venit prima persoană să mă plătească, chiar să-mi dea bani, eram, nu, dar eu ar trebui să te plătesc, că mă lași să mă joc cu tine. Că ești pânza mea. Exact. Apoi m-a pasionat foarte mult scrisul și lumea asta glosi și am căutat să intru în ea. Și efectiv ce m-a pasionat, ce mi-a prindea mie, că mi-au plăcut videourile, că mi-a plăcut să fac workshop-uri, că am vrut să mă duc la Londra să fac cursuri acolo. Adică eu am vrut doar să fac ce m-a pasionat în momentul ăla. Când am făcut pantofi cu toc, pentru oricum mie mi-au plăcut pantofii cu toc de mică și
Eu căutam cei mai comozi pantofi pentru că voiam să mă îmbrac colorat și aveam nevoie să am pantofi pe toate culorile. Dar de asta s-a întâmplat proiectul cu pantofii, nu pentru că ce idee de business să mai fac. Nu, îmi plăceau pantofii. De asta și treaba cu hainele, eram în pandemie. Avusesem deja experiența celor două colecții cu acea fabrică mare din București și cum aveam și mult timp liber la dispoziție ca toată lumea, am zis, păi vreau să fac haine, adică eu vreau să fac haine și vreau să fac, de ce vreau să fac pe cont propriu și nu mai făceam cu fabrica aia, este pentru că mă limitau la 5 măsuri, să aleg dintre materialele lor și doar un număr limitat de piese, păi eu aveam o grămadă de idei. Și ei nu, cum să zic, nu satisfăceau toate nevoile. Da, nu-mi dădeau libertate. Tot spațiu și toată libertatea de care aveam nevoie ca să-mi exprim toată creativitatea. Atunci mi-am creat eu propriul brand unde pot să fac ce vreau, eu tai eu spânzuri. Pe de altă parte, acolo nu aveam nicio responsabilitate. Aici am toate responsabilitățile. Că vine ANAF-ul pe 25. Exact, că vine ANAF-ul pe 25. Și cam asta a fost, adică eu nu mi-am dorit să am un business, nu eu, sau să nu fiu angajat, nu despre asta a fost vorba. Okay. Eu am vrut doar să fac ceea ce îmi place, îmi place să stau de vorbă cu femeile, mi-am făcut un showroom să mă întâlnesc cu ele, adică asta fac. E minunat că de fapt ai făcut un business din această creativitate extraordinară pe care o ai, că ai avut-o și la make-up, ai avut-o și la scris, la blogging. Mi se pare că, adică, uite, când ai vorbit despre asta, ți-au strălucit ochii. Este clar că e o pasiune și un foc interior foarte puternice. Ioana, eu îți mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi. S-a terminat? Păi dacă vrem să consumatorii de podcast stau așa o oră, o oră și un pic, dar cu siguranță ne mai întâlnim, să mai vorbim și să mai dăm așa niște foițe de ceapă la o parte. La o parte, da. Adevărul e că mi-am luat și eu niște lecții și am avut niște conștientizări acum în discuția cu tine și îți mulțumesc. Mă bucur. A fost ca o ședință concentrată de terapie pentru mine. Am mers așa pe un lifeline, știi? Exact. Este și un exercițiu pe care poți să-l faci, linia vieții. Da, chiar îți mulțumesc tare mult și mulțumesc eu pentru invitație. Și eu îți mulțumesc că te-ai vulnerabilizat și că am vorbit de lucruri atât de profunde.